Ministerul Sănătății, cel de internă și Biroul Național de Statistică sunt printre instituțiile care dețin întâietatea la capitolul date cu caracter deschis. Concluzia aparține Centrului pentru Jurnalism Independent. În același raport se mai arată că la coada topului se regăsesc Centrul Național de Sănătate Publică, Serviciul Vamal sau Agenția Medicamentului. Rezultatele arată că 75% din jurnaliști și activiști folosesc cel mai des în activitatea lor informațiile din banca de date statistice a Biroului Național Statistică, pe când 59% datele privind starea infracționalitățile, analizele infracțiunilor de pe pagina web a Ministerului Afacerilor Interne. Pentru a avea acces larg la date, experții vin și cu anumite recomandări, între care stabilirea datelor guvernamentale, care trebuie deschise de fiecare instituție în parte, iar acest lucru să fie făcut în colaborare cu societatea civilă.